Argeșul ocupă unul din locurile fruntașe în țară în ceea ce privește traficul de persoane. Am solicitat date suplimentare Agenției Naționale împotriva traficului de persoane pentru a realiza o strategie de combatere și prevenire a acestui fenomen. Iar acest fenomen a fost atacat pe două segmente, odată pe combatere și apoi pe prevenire. În 2011 au fost înregistrate în Argeș 82 de cazuri de trafic de persoane, din care 29 la Câmpul Lung și 9 la Curtea de Argeș, iar anul trecut au fost 73 de cazuri în județ, din care 13 la Câmpul Lung și 4 la Curtea de Argeș. La ordinul prefectului Cristian Soare s-au intensificat controlele în barurile de noapte și saloanele erotice. La ultimele controle care au fost făcute în această zonă, au fost întocmite de 60 de cercetare penală pentru trafic de minori și de asemenea au fost aplicate sancțiuni în valoare de 25.000 de lei. Dintre cele trei componente ale traficului de persoane, cercetărie, exploatarea prin muncă și exploatarea sexuală, cea din urmă este principala zonă a traficului de persoane, iar victimele sunt femei cu vârsta între 14 și 20 de ani, provenite cu precădere din mediul rural și din familii cu probleme sociale și materiale. Zonele din care sunt racolate victimele sunt, așa cum am precizat mai devreme, Câmpul Lung, dar și Curtea de Argeș. Majoritatea victimelor originare din Argeș care au fost exploatate sexual provin din mediul rural, familii dezorganizate, având situație financiară precară și un nivel de pregătire școlară și profesională scăzut. Conform prefectului, exploatatorul are imaginea de loverboy, se îmbracă bine, are mașină scumpă și îi oferă prietenii aproape tot ce dorește în materie de ispite materiale. Asta până îi obține încrederea astfel încât să o poată convinge fie să facă prostituție, fie să devină profesionistă la striptease sau în saloanele de masaj erotic, iar cele mai nefericite ajung direct la a practica prostituția.